Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Încercăm să învățăm ce presupune conducerea. Și, de data aceasta, mă îndrept spre un pasaj pe care îl consider cheie când este vorba de conducerea în Biserica Locală. Și anume, Efeseni, capitolul 4, versetele 11 până la 16. Și el. Hristos, că despre el este vorba în context, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. M-aș opri aici și ce observ eu este că cel care cheamă în lucrare, cel care ne înzestrează, cel care ne așează în lucrare este Hristos însuși, pentru că trebuie să conducem ceea ce are El cel mai prețios pe pământul acesta. A doua observație pe care vreau să o fac e faptul că atunci când vorbim de conducerea creștină avem în vedere o echipă pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști și așa mai departe. Nu este o conducere de tip solo, ci mai degrabă, e o echipă care este înzestrată diferit și doar împreună pot împlini mandatul pe care Dumnezeu l-a încredințat bisericii. Apoi, mi-aș permite să fac aici o remarcă că această echipă o pot vedea ca fiind o echipă de prezbiteri. De ce îmi permit afirmația aceasta? Păi mă gândesc, spre exemplu, la Apostolul Pavel, scuzați-mă, la Apostolul Petru, care zice la începutul epistolei sale, la prima epistolă, despre sine că este un apostol. Ca apoi, în capitolul 5, să spună despre el că este un prezbiter ca și noi, sau ca și voi, cum se adresează el acolo. Și atât că ce citesc eu e că avem de-a face cu un apostol care îmi spune despre o anumită înzestrare spirituală dar în același timp apostolul acesta este unul dintre prezbiteri care îmi vorbește de maturitate, de demnitate acestei slujiri da? și atunci aș putea să mă uit la versetul acesta 11 din Efeseni, capitolul 4 ca fiind uh, un verset care îmi vorbește de o echipă de prezbiteri, de oameni maturi spiritual uh, oameni chemați de Dumnezeu dar care au înzestrări spirituale diferite, da? Unul este apostol, altul este proroc, altul este evanghelist, altul este păstor și învățător. Și când mă uit la echipa aceasta, observ că Dumnezeu îi încredințează un anumit mandat. Ce trebuie să facă echipa? Versetul următor, versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Aș vrea să vă spun că mie foarte mult îmi plac alte traduceri, cum subliniază versetul acesta 12. Netereus, pentru exemplu, noua traducere în limba română spune pentru echiparea sfinților. Și atât că deodată înțeleg care este rolul conducătorilor biserici, rolul echipei, rolul prezbiterilor. Rolul lor este ca pe fiecare credincios în parte să-l echipeze în vederea lucrării de slujire. Și când adresez întrebarea cine este slujitorul bisericii voastre, cred că știți cam ce răspundem de obicei, pastorul X sau Y, da? Dar în contextul acesta, rămânând fideli în Apostolului Pavel, Nu avem cum să ne observăm că slujitorul este fiecare credincios. Iar rolul echipei este să-l ajute pe fiecare credincios în parte să devină acel slujitor echipat, desăvârșit, gata. Și apoi următoarele versete ne prezintă un proces, un proces pe care trebuie să-l conducă echipa de prezbiteri, conducătorii bisericii, proces care îi include pe credincioși care ia de unde sunt ei, dar nu-i lasă acolo, ci în procesul acesta se urmărește maturizarea lor, da? Până vom ajunge, spune versetul 13, acești credincioși în care ne investim, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, asta ținta. Și noi trebuie să vedem potențial în fiecare credincios, fiecare dintre ei trebuie să ajungă la acest nivel da? al cunoașterii Domnului nostru Isus Hristos la acea cunoaștere transformatoare care îl face să devină un om matur, spune versetul 14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, Așa că luăm pe copilul acesta, clătina de orice învățătură, imatur, da? Îl luăm într-un proces. Wow, și trebuie să stabilim care e procesul acesta, care sunt etapele, fazele lui. Îl luăm într-un proces care țintește ca el să devină acel om mare, stabil, statornic, în care poți să ai încredere. Și una dintre trăsăturile acestui om Uh, matur de data aceasta spiritual, o găsim în următorul verset, versetul 14, ca să nu mai fim, uh, scuzați-mă, versetul 15, ci credincioși adevărului, oamenii ăștia care au devenit uh, adulți, da, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Ei bine, din nou mă întorc la... Traducerile din limba engleză, și chiar la Netere, care spune în versetul acesta 15, să ajungem să spunem adevărul în dragoste. Și asta îmi spune mie că unul dintre semnele maturității creștine este să spui adevărul, dar să-l poți spune în dragoste. Nu știu dacă vă este ușor să spuneți adevărul în dragoste, mie mi este foarte ușor să spun adevărul. Și trebuie să recunosc că încă învăț ca să pot să-l comunic în dragoste. Ei, versetul următor, cumva privește întreaga biserică, mulțimea tuturor credincioșilor chemați la acest proces de desăvârșire, de echipare, de maturizare, care începe să funcționeze într-un mod organic. Din el, din Hristos, spune versetul 16, tot trupul, toată biserica, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, nu doar unele, nu doar unii credincioși, ci fiecare credincios își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Să înseamnă că eu, noi, echipa, este chemată să creeze acele structuri funcționale și după ce îl maturizează pe credincios și îl ajută să-și descopere propria înzestrare spirituală și chemarea pe care a primit-o de la Dumnezeu, să-i ofere contextul potrivit în care poate să slujească, că până la urmă, lucrarea nu face pastorul cum, în general, se socotește la noi, nici măcar echipa aceasta de prezbiteri, ci mulțimea credincioșilor care, între timp, au devenit maturi spiritual. Și. Aici avem în vedere faptul că noi trebuie să ne asigurăm că înțelegem pe de-o parte paradigma în care funcționează echiparea, formarea oamenilor în biserică și apoi să stabilim care sunt etapele prin care noi trecem pe oamenii aceștia în așa fel încât toți să ajungă la maturitate și să putem crea acele cadre potrivite în care fiecare trebuie să slujească. Oare cum s-a numit tot procesul ăsta? Când te uiți aici, da? Echipare, maturizarea sfinților în vederea lucrării de slujire. Aș putea simplu să spun, procesul ăsta se numește unul de echipare. Dar, în același timp, oare n-aș putea să mă uit la 1 Petru, capitolul 5 și să constat că Dumnezeu numește tocmai asta pastorație? Dar oare n-aș putea să mă uit la tot procesul acesta și să-l văd ca fiind ucenicia? Oare e greșit dacă aș spune că termenii echipare, păstorire, ucenicie sunt termeni interschimbabili și cumva fiecare în parte subliniază acest proces? Până la urmă, eu trebuie să mă întreb care este produsul final al bisericii. Ok, dacă vorbim un pic inginerește, ar trebui să avem un o materie primă, un proces tehnologic care are ca finalitate produsul final. Care este produsul final al bisericii? Eu vin din Galați, combinatul siderurgic, toți ați auzit despre el, avem materia primă care vine pe Dunăre de la chinez, de la ruși, da, fierul acela care este transportat pe apă, apoi pe o bandă transportare, intră în combinatul siderurgic și apoi urmează un proces tehnologic complex, în urma căruia avem oțel, oțel sub formă de tablă, mai groasă, mai subțire și mai departe. Ei, când vorbim de biserică, produsul final al bisericii este ucenicul, ucenicul care se multiplică, omul matur, echipat, sfântul acela care slujește. Presupune acum să gândesc procesul prin care nemântuitul, păcătosul, începe să semene cu Iisus Hristos. Or, lucrul acesta se numește ucenicie. Și la asta ne-a chemat Dumnezeu și asta este Inima bisericii și focalizarea noastră ar trebui să fie de fiecare dată pe ucenicie, mutându-ne de la a fi orientați pe programe la a fi orientați spre scopurile lui Dumnezeu și scopul major al lui Dumnezeu pentru biserică și implicit al conducerii noastre este să facem ucenici, ucenici spre slava lui Dumnezeu. Doamne ajută.